Rolul organismului, prin intermediul inimii, a vaselor sanguine și a sângelui, sistemul cardiovascular asigură alimentarea întregului organism cu apă, oxigen și hrană în același timp, asigură eliminarea tuturor toxinelor din corp. Dereglarea sistemului cardiovascular aduce după sine probleme de sănătate pentru întregul organism. Bolile de inimă pot lovi subit, însă acestea apar din pricina unui stil de viață nepotrivit, care pune presiune pe inimă timp de ani de zile. Ca să nu ai probleme mai târziu, e nevoie să ai puțină grijă de inima ta. Cum facem acest lucru? Răspunde întrebărilor noastre domnul Cătălin Luca. Statisticile arată că sunt din ce în ce mai multe persoane care suferă de probleme cardiovasculare. Dacă ne gândim la stresul zilnic, la mâncarea care nu este sănătoasă, la apa pe care o bem, la aerul care îl respirăm, la modul de viață pe care îl ducem, nu este de mirare că aceste boli cardiovasculare cresc din ce în ce mai mult ca incidență. Ce înseamnă de fapt bolile cardiovasculare? Pe scurt, sunt două categorii de boli cardiovasculare. Sunt cele care interesează inima propriu-zis și aici ne referim la mușchiul inimii, care fie este prea slab și nu mai poate să pompeze suficient sânge, fie este prea puternic și creează o tensiune prea mare. Sau valvele care închid camerele inimii nu mai funcționează cum trebuie datorită depunerilor de calciu sau de colesterol sau alte afecțiuni de la nivelul respectiv. Cea de-a doua categorie sunt acele boli vasculare, în sensul că fie vasele de sânge se înfundă prin depuneri de calciu sau de colesterol de la nivelul lor, fie peretele vasului de sânge este afectat. Și atunci avem acest complex de boli cardiovasculare. Atunci când inima începe să aibă probleme, ne dă anumite semne. Primul semn este acela că la nivelul membrelor, mâinile sau picioarele, încep să amorțească. Al doilea semn este că încep să ne doară picioarele atunci când facem un efort de mers, de alergat, de urcat scările. Asta arată că nivelul inimii nu mai este cum trebuie funcțional. Asta arată că vasele de sânge s-ar putea să nu funcționeze cum trebuie. Deci, luați în considerație aceste semne pentru că ele prevestesc afecțiuni mult mai complicate ulterioare. Sunt multe persoane care vin și îmi spun: la început simțeam durere când mergeam până la piață și înapoi. Acum deja mă opresc din 50 în 50 de metri. La început, când urcam scările până la etajul 3 unde locuiam, simțeam dureri la nivelul picioarelor. Acum abia pot să urc un etaj. Toate acestea pentru că semnele care ne-au fost date inițial nu le-am ascultat. Produsul cardio are în el substanțe care să susțină activitatea inimii și a vaselor de sânge. Produsul cardio are în interior substanțe naturale care ajută inima să funcționeze cum trebuie. Ajută vasele de sânge să fie permeabile. Aceste substanțe naturale din interiorul capsulei de cardio merg la nivelul mușchiului inimii sau la nivelul acelor valve și le mențin curate, le mențin funcționale. Merg la nivelul vaselor de sânge și topesc acele depuneri de pe perete vasului, fie că sunt de calcar, fie că sunt de colesterol, și refac vasul de sânge astfel încât el să fie permeabil și să funcționeze cum trebuie. Sunt multe persoane care vin și îmi spun: înainte puteam să fac efort fără nicio problemă. Mergeam la servici câte 10-12 ore, munceam și acasă, aveam grijă de familie. Acum nu mai pot să fac asta. După 2-3 ore de muncit în picioare, trebuie să mă așez pentru că mă dor picioarele cumplit. Vin acasă, fac un pic de treabă, un pic de mâncare și trebuie să mă așez, să mă întind pentru că mă dor picioarele foarte tare. Dar că urc 2 sau 3 etaje, simt o durere la nivelul pieptului foarte mare. De ce? Pentru că sistemul cardiovascular nu mai funcționează cum trebuie. Această capsulă de cardio conține în ea substanțe care atunci când este înghițită, difuzează la nivelul organismului, ajunge la nivelul vasului de sânge care are probleme și este înfundat, sau ajunge la nivelul inimii și începe să ajute, să stimuleze, să deblocheze acolo, astfel încât din nou să funcționeze sistemul cardiovascular așa cum trebuie. Mi-aduc aminte de o persoană care după o lună de zile a venit și mi-a spus: înainte nu puteam să merg până la piață un drum complet.
trebuia să mă așez pe bancă pentru că mă dureau picioarele cumplit, simțeam că nu mai pot să fac nici măcar un pas. Acum, după o lună de zile, ajung la piață și îmi fac cumpărăturile. Altă persoană care îmi spunea, munceam un pic prin casă, făceam un pic de curățenie și după aia mă așezam, pentru că simțeam că nu mai am aer sau mă dureau picioarele foarte tare. Luând cardio, după o lună și ceva, două, merge, face treabă, își desfășoară activitatea, nu are nicio problemă. Sunt multe persoane care au munci solicitante, uneori chiar de ore în șir. Mi-aduc aminte un inginer, șef de șantier, care îmi spunea, înainte munceam câte 14 ore pe zi, nu aveam nicio problemă. Oamenii depindeau de mine, trebuiau să fiu atent, să-i coordonez. Acum nu mai pot să fac asta. După 2-3 ore de muncă, simt că amețesc și trebuie să mă așez. Simt că mă dor picioarele, că mă strânge ceva la nivelul pieptului și efectiv trebuie să mă așez, să mă odihnesc, să beau o gură de apă. Nu mai pot să-mi desfășor activitatea cum trebuie. Îmi este pusă slujba în pericol, nu mai pot să-mi întrețin familia. De ce? Pentru că sistemul cardiovascular nu funcționează cum trebuie. A luat produsul cardio. După o lună de zile m-a sunat și mi-a spus: mă simt mult mai bine, mult mai ușor, activitatea mea este mult mai amplă. După 2 luni de zile, jumate, 3, a venit din nou și mi-a spus: acum pot să muncesc 8-10 ore fără să am nicio problemă. În continuare pot să am grijă de oameni și să-i coordonez activitatea să meargă cum trebuie. Sistemul cardiovascular a început să funcționeze. De ce? În interiorul produsului cardio există substanțe active care, ajungând la nivelul inimii sau a vaselor de sânge, curăță ceea ce nu este bun acolo, decongestionează, eliberează ceea ce trebuie să fie acolo permeabil și astfel sistemul cardiovascular să funcționeze la parametri normali. Statisticile arată că sunt din ce în ce mai multe persoane care suferă de probleme cardiovasculare. Dacă ne gândim la stresul zilnic, la mâncarea care nu este sănătoasă, la apa pe care o bem, la aerul care îl respirăm, la modul de viață pe care îl ducem, nu este de mirare că aceste boli cardiovasculare cresc din ce în ce mai mult ca incidență. Sunt foarte multe persoane care vin și îmi spun: modul meu de viață este extraordinar de stresant. Fie conduc foarte mulți oameni, fie au contact cu foarte multe persoane și atunci este foarte stresant. Tot ceea ce fac ține într-o tensiune întregul organism. Inima reacționează, ei au simptome, au deja semne, amețeală, dureri, neliniște, insomnii și așa mai departe. Mă întreabă, este ceva de făcut? Pentru că în modul ăsta organismul nu o să mai reziste. Luând cardio, aduceți în organism substanțe care să susțină sistemul cardiovascular, să funcționeze în parametri. E ca și cum aduceți niște substanțe care hrănesc sistemul cardiovascular, decongestionează și purifică ceea ce nu este bun acolo, astfel încât întregul sistem cardiovascular să se mențină în parametri și să funcționeze normal, chiar și în condiții de stres foarte mare. Este foarte important, ca să putem beneficia de toate calitățile acestor plante, e foarte important ca aceste plante să fie culese într-un anumit moment, dintr-un anumit loc, nu de pe marginea drumului, și să conțină o anumită concentrație. Pentru că, gândiți-vă, un extract dintr-o plantă, cum există în cardio, echivalează cu kilograme întregi de plantă. E ca și cum dumneavoastră ați lua acele kilograme și le-ați pune într-o singură capsulă. Asta înseamnă această tehnologie pe care noi o folosim, de extracte standardizate, astfel încât să concentrăm calitățile acelei plante sau acelor plante într-o dimensiune foarte mică, cum este capsula, și să putem să o administrăm. Cu alte cuvinte, capsula de cardio conține în ea o cantitate foarte mare de principii active din plante, astfel încât eficiența, efectul pe care îl are asupra sistemului cardiovascular să fie foarte puternic și foarte eficient. Capsula de cardio este vegetală, cu alte cuvinte, atunci când o înghițiți, ea se dizolvă foarte repede și principiile active din acele plante intră imediat în acțiune și astfel durează o perioadă mult mai scurtă de timp ca efectele benefice asupra sistemului cardiovascular să se resimtă. Pentru a fi sigur că produsul cardio pe care îl folosiți are aceste plante de care vă spuneam special alese, că au această concentrație în
substanțe active, colegii au pus poza mea pe eticheta flaconului și astfel este suficient doar să verificați această etichetă. Aceste substanțe naturale din interiorul capsulei de cardio merg la nivelul mușchiului inimii sau la nivelul acelor valve și le mențin curate, le mențin funcționale, merg la nivelul vaselor de sânge și topesc acele depuneri de pe perete vasului, fie că sunt de calcar, fie că sunt de colesterol, și refac vasul de sânge astfel încât el să fie permeabil și să funcționeze cum trebuie. Sunt multe persoane care vin și îmi spun, înainte puteam să fac efort fără nicio problemă. Mergeam la servici câte 10-12 ore, munceam și acasă, aveam grijă de familie. Acum nu mai pot să fac asta. După 2-3 ore de muncit în picioare, trebuie să mă așez pentru că mă dor picioarele cumplit. Vin acasă, fac un pic de treabă, un pic de mâncare și trebuie să mă așez, să mă întind pentru că mă dor picioarele foarte tare. Dar că urc 2 sau 3 etaje, simt o durere la nivelul pieptului foarte mare. De ce? Pentru că sistemul cardiovascular nu mai funcționează cum trebuie. Această capsulă de cardio conține în ea substanțe care atunci când este înghițită, difuzează la nivelul organismului, ajunge la nivelul vasului de sânge care are probleme și este înfundat sau ajunge la nivelul inimii și începe să ajute, să stimuleze, să deblocheze acolo astfel încât din nou să funcționeze sistemul cardiovascular așa cum trebuie. Mi-aduc aminte de o persoană care după o lună de zile a venit și mi-a spus, înainte nu puteam să merg până la piață un drum complet. Trebuia să mă așez pe bancă pentru că mă dureau picioarele cumplit, simțeam că nu mai pot să fac nici măcar un pas. Acum, după o lună de zile, ajung la piață și îmi fac cumpărăturile. Altă persoană care îmi spunea, munceam un pic prin casă, făceam un pic de curățenie și după aia mă așezam, pentru că simțeam că nu mai am aer sau mă dureau picioarele foarte tare. Luând cardio, după o lună și ceva, două, merge, face treabă, își desfășoară activitatea, nu are nicio problemă. Produsul cardio are în el substanțe care să susțină activitatea inimii și a vaselor de sânge. Produsul cardio are în interior substanțe naturale care ajută inima să funcționeze cum trebuie. Ajută vasele de sânge să fie permeabile. Este foarte important ca să putem beneficia de toate calitățile acestor plante. E foarte important ca aceste plante să fie culese într-un anumit moment, dintr-un anumit loc, nu de pe marginea drumului, și să conțină o anumită concentrație. Pentru că, gândiți-vă, un extract dintr-o plantă, cum există în cardio, echivalează cu kilograme întregi de plantă. E ca și cum dumneavoastră ați lua acele kilograme și le-ați pune într-o singură capsulă. Asta înseamnă această tehnologie pe care noi o folosim de extracte standardizate, astfel încât să concentrăm calitățile acelei plante sau acelor plante într-o dimensiune foarte mică, cum este capsula, și să putem să o administrăm. Cu alte cuvinte, capsula de cardio conține în ea o cantitate foarte mare de principii active din plante, astfel încât eficiența, efectul pe care îl are asupra sistemului cardiovascular să fie foarte puternic și foarte eficient. Capsula de cardio este vegetală, cu alte cuvinte, atunci când o înghițiți, ea se dizolvă foarte repede și principiile active din acele plante intră imediat în acțiune și astfel durează o perioadă mult mai scurtă de timp ca efectele benefice asupra sistemului cardiovascular să se resimtă. Pentru a fi sigur că produsul cardio pe care îl folosiți are aceste plante de care vă spuneam special alese, că au această concentrație în substanțe active, colegii au pus poza mea pe eticheta flaconului și astfel este suficient doar să verificați această etichetă. Tuturor celor care vor suna la numerele de telefon afișate pe ecran, le vom indica doza în care trebuie să ia acest produs cardio în funcție de afecțiunea pe care o au, dacă e necesar să asocieze un anumit regim alimentar și perioada de administrare, pentru ca eficiența să fie maximă și să deveniți din nou sănătoși. Sunați și comandați acum noul produs cardio la prețul de numai 200 de lei per flacon. Da, ați auzit bine! Noul produs cardio la numai 200 de lei. Sunați și profitați de oferta Bionatura Plant.
Dacă comandați 3 flacoane de cardio, primiți încă unul gratuit! Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Sunați și comandați! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!